Care este cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră la Naționala României? Nu poate să fie decât ca antrenor meciul cu Italia. Teribil meci cu Italia, cu 100.000 de spectatori, cu torțele alea extraordinare, cu încrâncenarea din teren, cu golul bine gândit și bine pregătit. Combinația aceea între Balla și Bellini. Mai marcasem un gol cu Cămătar în meciul acela, arbitru a dat fault. Jucam împotriva campioanei mondiale. Astăzi nu e așa mare problemă să joci împotriva campioanei dar mondial. Dar pe vremea aceea era o mare problemă, pentru că ieșirile noastre în exterior erau foarte puține, doar oficiale. Nu prea puteam să jucăm. A fost în 69 întâmplător când am jucat un meci cu Anglia, 15 ianuarie. Am jucat și pe 15 ianuarie, numai ca să jucăm cu ei pe Wembley. Dar rest, nu prea aveam acces la meciuri amicale internaționale. Și când prindeam o echipă de aceasta puternică, era un interes teribil din partea suporterilor. Deci, pentru mine, cred că acela a fost. O mare satisfacție mi-a dat și victoria pe Rasunda cu Suedia. Un 0, pentru că veneam după înfrângerea cu Cehoslovacia acasă, 1-0. În aceeași campanie, a fost campanie extraordinară. Bineînțeles, meciul nul de la Bratislava contra Cehoslovacia, acela jucat în condiții de adversitate agresivă a gazdelor. Au fost foarte multe, foarte multe astfel de momente.